O poveste la limita realului spune că, la începuturile războiului de secesiune american, un tânăr grăbit din Kentucky, neștiind de care parte a baricadei să lupte, a hotărât că ia cea mai înțeleptă alegere când a îmbrăcat pantalonii uniformei sudiste și jacheta uniformei nordiste, gândindu-se că la momentul potrivit va putea schimba una din ele dacă situația o va cere. Ieșit la luptă, totuși, în învălmășarea momentului, a devenit primul atacat din ambele părți. În ultimii ani, parcă suntem tot mai încurajați să rămânem nehotărâți. Poți cumpăra acest produs și dacă nu-ți place, îl returnezi în 30 de zile. Ba nu, în 60. Ba mai bine, în 365. Ba de fapt, poți sta liniștit, ai garanție lifetime. Nu mai trebuie să te căsătorești. Conviețuiește, iar dacă cumva se întâmplă să rămâneți împreună, te-ai putea gândi la căsătorie când apare un copil sau mai târziu sau deloc. De ce să promitem? Am putea avea impresia că aceasta este doar o tendință a ultimilor ani, dar se pare că nehotărârea este un lucru tipic al omului firesc și o regăsim și în scripturi în multe rânduri. Doar Apostolul Petru este portretizat în mai multe ocazii ca fiind nehotărât. În Matei 14, când a avut încredere că poate merge pe apă, dar apoi s-a îndoit. În Matei 26, când, deși promisese lui Iisus că nici dacă ar fi să moară nu se va lepăda de el, ajunge să se lepede de el de 3 ori. De fapt, problema mai mare este tocmai că încurajarea nehotărârii în lucrurile mici ale vieții s-ar putea să ne împingă să fim nehotărâți și în viața de credință. La începuturi, când ucenicii erau nehotărâți să-L urmeze pe Hristos, răspunsul lui a fost: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Suntem chemați la mai mult decât doar a respecta legea lui Dumnezeu. Suntem chemați să facem pași ai credinței, punându-ne încrederea în El, să Îl iubim pe El. Ne-am dorit să trăim în siguranța cât mai multor reguli, cât mai multor norme, dar să nu riscăm să hotărâm. Iisus insistă să hotărâm. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine.